Зима, паспорт. Ну, ножки вырезают. Вот смотрю, Сан-Пау. Ну, ничего проблем. Да. Но мы войдем в грабы, Фарис. Dracu nu are nevoie de mine când eu vreau să mă obișnuiesc. Îți pare că-ți rățe. Da. Da. Ce vrei? Păi descurcă-te și în continuare cum te-ai descurcat până acum. Și fără sfaturile mele. Da, așa, și mâini, și poi mâini, și răspoi mâini. Da. Să vă cred. Da, bună. Este. Da, imediat. Efimie? Cine-i? Nu știu. Bărbat? De data asta, nu. Stroane? Alo? Eu sunt. Bună ziua. Dar n-am auzit vreodată să aibă vreo soră. Da, ești. Păi nu a fost la mine în seara aceea. Și nu înțeleg ce vorbești cu mine în tonul ăsta. Draga mea, te rog să ceri scuze de la mine. Pentru că m-ai ofensat. Și te rog frumos, mai mult nu mai suna pe numărul ăsta. Proastă! Ofus mă nebunească la cap bătăile astea ale tăli. Ritmul ăsta mă calmează, Galina. Da, le știi că o faci la recomandarea medicului. Nu te lega de om. Of. Și alt ritm nu poți bate, Serioja? Din păcate, nu. Da, serioasă treabă e ritmoterapia asta. Dar mai duceți-vă voi la dracu cu ritmul și terapiile voastre. Galea, fă o plimbare la aer, o să vezi ce bine îți faci aerul curat. Știi câți flăcăi caută la ora asta fete înfocate ca tine prin parc? Crezi că mai am o șansă? Cred. Încearcă-ți și tu noroc. Ce faci să dau cu ușa asta, vei? Și cu tine, mă. Și cu mine. I-a dat pe două zile jurnalul ăsta. Și? Și, dar nu, la liceu nu-i lumină. Și am o citește, o pleacă. Păi tu am drept la un alt etaj. Marince, ești în geniu. Trebuie să turghește de la mine. Ma! Alo, da, vă ascult. Nu, nu, n-ați greșit numărul. Nu, niciun fel de servicii funerare. Îmi pare rău, dar nu pot să vă ajut cu nimic. La revedere! Iar acum la rugămintea Galinei, chiseliță, o melodie tărind de vals.
Alo? Da, bună ziua. Nu, nicio problemă. Stați să văd dacă s-a întors de la masă. Imediat ok. Ce trebuia să faci tu? Bun, și dacă era ceva important? Eu nu înțeleg de ce să alegi după fiecare să chemi la telefon. Știi ce a vorbit soția cu șeful? Dar eu de unde să știu? L-a întrebat ce vrea la masă. Și ea măcar n-a putut să-i răspund. Crezi cumva curier? Alo? Ați greșit numărul. Ori mai există în orașul ăsta vreo instituție cu un aparat telefonic la șase cabinete? Gândește-te cel puțin la tine, dacă nu vrei să te gândești și la alții. Marina, vrei să-ți spun o poezie? Nu mă captivează poezia. Prefer proză. Atunci îți spun o anecdotă. Știi că uit anecdote. Da, am uitat că le uiți. Încearcă să nu uiți. Măi, am uitat de concertul de prânz. Să nu uiți. Mai ales că tu le știi pe toate la noi. Băi, Sergiule, de ce ai acromatopsie? Boală de ochi. Ea se manifestă prin imposibilitatea de a distinge culorile. Mm. De unde știi? Nu știu. Din cauza acromatopsiei, Ion Amion a fost admis la cursurile de șoferie. E, dar la ce bun i-ar trebui cursurile astea dacă oricum o să ne ia vreo 10 ani? Să adunăm bani de o mașină. Dar eu sunt singur.